Avem bilete la clasa 1. 270, 90 de euro pe noapte. Mama lui de turn ce m-a făcut înclinat. Nu pot mânca de sosul ăsta de... De trufe, deci cam luat țeapă. Bine, nu știu ce, nu știu cum, și după aia cam dat-o în bară. Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit la un nou vlog. Ne continuăm călătoria prin Italia și astăzi suntem în Roma, pentru că plecăm, a venit momentul să ne luăm rămas bun de la Roma. Suntem în cea mai mare gară de aici din Roma, în Roma Termini, care e uriașă. Am ajuns acum aproximativ 5-10 minute. O să luăm aici un mic dejun rapid, după care căutăm trenul, vedem la ce linie este și ne îmbarcăm către următoarea destinație. Astăzi plecăm toți trei și Răz și cu Andreea sunt acolo. Nu m-au părăsit, să știți, nu fac vlog singur. Tot cum ne-a răzit, dar pe Răz imediat o să vrea camera. Astăzi plecăm către Pisa. Am zis, Andreea, să știi. Plecăm către Pisa și ne așteaptă un drum cu trenul de aproximativ 3 ore. Iar micul dejun, aici în Roma Termini, arată cam așa. Un toast, două cafele, acolo e ceva iaurt cu fructe, zic ei, de sezon, o apă, chiar undeva sus se numește Freto. Și o să vedem la final cât o să plătim pe tot acest mic dejun aici în gară. Mâncarea acolo în gara Termini a fost foarte bună, cacao de asemenea, și pe tot ce ați văzut am plătit 17 euro. Deci am ales locul potrivit. Și acum am coborât repede, că v-am zis, gara asta e incredibil de aglomerată. Am coborât repede, suntem la linia 22 și a venit deja trenul nostru. Se numește Freccia Bianca, de la Trenitalia, și era singurul tren care merge direct în Pisa. Celelalte trebuia să schimbăm în Firenze, în Florența. Așadar, ăsta e vagonul nostru, vagonul numărul 2. Avem bilete la clasa 1, mergem, intrăm, ne punem toate bagajele și să vedem după aia cum arată și care sunt serviciile la bord. Avem deja mai bine de o oră de când călătorim cu acest tren, doar că Răzvan a dormit și n-am apucat să filmăm nimica. Așa arată vagonul de aici, din trenul Freccia Bianca, care ne duce la Pisa, măi, Răzvan. Tu acum te bucuri de trenul ăsta, că până acum ai dormit? Scaunele sunt confortabile, nu pot spune că e foarte, foarte curat, dar e curat. Aici avem o tavă, se poate deschide, pui laptopul, pahar, tot ce mai ai tu nevoie. Aici e încă un suport pentru un pahar. Prize sunt acolo chiar lângă Andreea. Deci avem și prize. Eu chiar am stat un pic pe laptop. Internetul destul de slab. Funcționează în vagon, dar viteză mică. Dar e confortabil. Viteza de deplasare medie până acum undeva la 150-160 de km pe oră. Deci nu e un tren de super mare viteză cu peste 200 de km. Și per total o experiență bună, nu? Andreea, cum se pare? Da. Tu care ai stat în brațe cu Răzvi. Eu am stat doar în scaun. Da. Da. Toaletele sunt curate. Da, este tăviță de schimba copilul. Exact. În toaletă este și tăviță, poți să schimbi copilul cu imediat. Sunt și locuri așa cu patru și, bineînțeles, cu măsuțe. Dar noi avem pe două. Nu am avut loc să punem trollerul ăsta mare al nostru. Nu încape sus. Și l-am lăsat acolo, vedem, dacă o să vină pasagerul, luăm și stau eu cu el în brațe, nu știu. Mai stăm puțin, că Răzi mai înainte s-a trezit și după aia mergem și până la vagonul restaurant să vedem cum arată și acolo, ce poți să-ți iei. Și așa arată vagonul restaurant, nu e foarte mare, sunt undeva la 6-7 mese, iar pe o napolitană și pe un pachet de biscuiți Tuc am dat 5 euro, iar barul este chiar acolo în față. Chiar acolo unde sunt oamenii, destul de aglomerat, deci nu o să mai merg până acolo. Per total, facilitatea asta, eu zic că e foarte, foarte bună. Andreea, ce-l înveți pe Răzvan să tot zică? Răzvan, am ajuns la Pisa. Gata, oficial am ajuns aici în Pisa, suntem chiar în fața gării, care, apropo, e cam în renovare, pe aici am totul închis. 3 ore, a fost super ok, mi s-a părut, nu? Am ajuns mai repede cu un minut, deci nu există întârziere la acest tren astăzi. Cele 3 ore au trecut rapid, iar total o experiență bună, nu? Foarte fain. Și am plătit, că asta nu am zis, am plătit 40 de euro de persoană, Roma, Pisa, tren direct, n-am schimbat, nu am dat jos din niciun tren. Foarte puțin opriți. Și pentru copii e gratuit, 0-4 ani. Vrem să ne organizăm, să luăm un taxi, cel mai probabil, și ne îndreptăm către cazare și ne vedem de acolo. Foarte rapid am ajuns de la gară până în locul în care stăm. E o zonă rezidențială, locul se numește Ciampi sau Casa Ciampi.
Așa arată la exterior, practic e o căsuță cu două etaje, nu e ceva foarte mare. Am văzut că au undeva la 3 camere, noi stăm în camera cu numărul 3, așa că hai de sus. Și asta este camera, e destul de simplă, aici avem un pat dublu, aici mai este încă un pătuț mic, da, nu cred că o să-l folosim pentru că noi ne-am obișnuit și dormim toți trei într-un pat. Aici avem un birou, un mic frigider, chiar și un cuptor cu microunde dacă e nevoie. Asta e coșulețul de gunoi, dar l-am cocoțat sus că răzi tot se juca cu el. Acolo un geam și un balcon, aici din nou o ușă și balconul care comunică acolo cu geam, deci un balcon foarte mare, un dulap imens, poți să spui aici dacă stai mai multe zile. Și aici încă un balcon foarte, foarte mare. Ia uitați. Așa de stat seara la o poveste. Și acolo e fața casei, de unde am filmat din exterior. Așa arată zona asta rezidențială. Camera arată bine, pare curat, îngrijit. Cine ne-a așteptat chiar a vorbit foarte frumos. Ah, și să nu uităm, aici e baia. La fel dotată cu tot ce trebuie. Stai să văd că știu să aprind becul. Interesant, asta e zidit direct, aici e chiuveta, toaleta, cabină de duș, bideu, deci e ok, prosoape curate. Așa, închidem singura chestie, e că avem scările astea. Noi urcăm pe acolo, pe la etajul 1, urcăm pe scările astea și am dat în cameră. Aici trebuie să avem foarte, foarte mare grijă cu rezi, am zis că oprim aici cu ceva. Nu mai avea o altă cameră liberă, așa că trebuie să ne adaptăm cu camera aceasta și aici chiar și un mic televizor. Așa arată locul în care noi vom sta aici. 3 nopți în Pisa și am plătit 80 de euro pe noapte. Nu, nu. 270, 90 de euro pe noapte. Corecție, tăiem 80 și nu e un preț mai mic, e un preț mai mare. 90 de euro pe noapte, nu există mic dejun inclus, deci doar spațiu de cazare. Îți dau camera acum, că ai făcut prostii. La filmarea din Roma o șterg două filmări. Cum vi se pare vouă cazarea raportată așa la preț? Scrieți-ne jos în comentarii, noi ne acomodăm un pic aici, lăsăm și pe Răzvan să joace, să sară un pic pe pat, că na, 3 ore în tren nu e nici ușor nici pentru el, hai înăuntru. Și după aia să vedem dacă mai facem astăzi ceva, că deja e după amiază spre seară, dacă nu, mâine explorăm toată ziua în Pisa. Bună dimineața! Bună dimineața! Ziua 2 în Pisa, ziua 1 a trecut așa ca vântul, pentru că după ce ne-am cazat, după ce am făcut turul camerei, eu am ieșit cu Răzvan un pic la plimbare, Andrei a rămas puțin în cameră și a venit o dita mai ploaia. N-am mai putut face nimic. Toată seara a plouat aici în Pisa și seara târziu, așa pe la 11, a fost cod roșu de vânt. Sufla da. Vântul afară, am crezut că ia căsuța aia pe sus, geamurile se clătinau. Răzvi avea putea dormi, că au niște rulouri la exterior și sunau tare, că e așa un fel de plastic. Așadar, cam asta a fost prima zi în Pisa. Am stat liniștit, că n-am avut ce face altceva. Am mers lângă... Da, ne-am odihnit. Am mers lângă la un supermarket, e foarte aproape de noi și am mai luat lui Răzi niște fructe, niște iaurturi și pentru noi și cam asta. Da. Bun, și acum se pare că ar fi vremea ceva mai bună, deși acolo spre munți e un pic înorat, pentru că Pisa față de Roma e în partea de nord a Italiei, deci practic am urcat în Italia. Suntem în zona Toscanii, practic. Pisa e un fel de hub de... pornire către Toscana, de explorat dealurile Toscanei. Exact, foarte, foarte aproape de aici. Multă lume de asta vine aici, ia mașină, închirează și pleacă. Dar noi astăzi mergem, stai Andreea, pe loc, că nu știm în ce stație. Vrem să ne dezmeticim, cum ziceam, nu stăm fix în mijlocul Pisei, stăm undeva foarte lângă, nu e departe de centru, că oricum Pisa nu e foarte mare, dar nu poți să ajungi pe jos. Că e mult de mers și atunci vrem să luăm un autobuz. Păi, de măi. Gata! Drumul cu autobuzul s-a încheiat. S-a încheiat, am plătit 1,50€ pe un bilet, adică 3€, toți 3, Răzi nu plătește. Așa, și am mers de acolo undeva la 6 stații și suntem în piața Vittorio Emanuele. De aici da, ne începem frumos periplul nostru pe jos prin Pisa. Așa, și vreau să vă arăt ceva înainte, dar trebuie să traversez. Vreau să vă arăt cât sunt de plin copaciul ăsta de vis-a-vis, de fructe, mandarine cred că sunt, clementine, nu știu exact, mandarine, clementine, dar arată foarte, foarte fain, mă duc mai aproape. Traversez așa, pac, 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 gata, hop, ia, ce fain. De aici din piață, după ce am stat și am admirat
copaci cu mandarine, nu mandarine erau portocale, erau portocale. Da. Mandarine sau clementine. Am văzut străduța asta din față pietonală și ne-a atras atenția și am zis că pe aici mergem. Vedem noi unde ajungem. Da, mă uitam pe Google Maps și ca să ajungem în piața lor principală, cu principalul punct de atracție, știți voi care? Da, este aia așa. Se poate pe strada de lângă, practic ajungi mai repede. Dar văzând strada asta super faină, zic că clar, trebuie să o lopești, vedem unde ajungem și pe aia ne arătăm. Vrem să bem și o cafea, pentru că nu am băut cafea în dimineața asta, așa că luăm pe străduța asta și vedem, ne oprim la un băruleț drăguț. Așa și bem rapid o cafea, cum se practică în Italia, repede, înainte, încă în Italia nu se stă la cafea, la terasă, ca la noi, așa. Intri în bar, bei cafea, așa ai plecat. Așa o să facem și noi. Deci aglomerat e. Da, foarte aglomerat strada. Și doar 10:30. Ok, e o zi de weekend. Exact, de sâmbătă. Problema a fost rezolvată. Am găsit o cafeneaua aici pe un colț, în buricul târgului, vorba lui Vlad. New York Cafe. Deci îți place croissant? New York Cafe, dar se mai cheamă și Cafe Drago, deci are două denumiri. Și am luat un cappuccino, Vlad e foarte curajos și a luat o cafea de asta, mi se pare foarte tare. Și un croissant, așa, rapid, da. Să luăm o mică gustărică. Pentru dar toate trei am plătit 3,80 €. No, cam la jumate față, cam de la Roma. Față de Roma. E bine să fii turist în Pisa. Da. E bine, și cam aici se termină strada pietonală. Foarte frumos a fost, e așa un aer liniștit, toată lumea se plimbă, e atmosferă de vacanță. Foarte multe clădiri istorice cu arhitectură specifică. Și aici e o mare terasă sau nu știu, un mic eveniment. Și cam aici se termină, per total. Foarte fain de parcurs toată strada și imediat ajungem pe un pod care traversează râul Arno, pentru că Pisa este străbătută, împărțită așa în două de râul Arno, care se varsă în Mediterana. De aici până la Mediterana, în linie dreaptă, sunt undeva la 6-7 km. Suntem foarte aproape de Mediterană și râul Arno acolo ajunge. O grămadă de poduri în Pisa, vă dați seama că dacă e tăiat în două. Apa, răzvan, apa, da. Am ajuns în piața dei Cavalieri, piața care a fost la un moment dat piața centrală a Pisei. Aici se afla practic sediul liderilor Pisei, iar mai apoi a guvernatorului Florentin. Principala clădire este chiar aceasta pe care o avem în față, care se numește Școala Normală. Este una dintre universitățile Pisei, dar aici, la un moment dat în istorie, în decursul istoriei, s-a aflat Ordinul Sfântul Ștefan, dar și al Ordinului Consiliului Bătrânilor, în perioada în care Pisa era independentă. În rest, în jur, toate clădirile sunt istorice. Toate arată ok, toate arată bine, dar aceasta, Școala Normală, e specială, mi se pare chiar wow clădirea. Am stat și ne-am uitat mult la ea înainte să filmăm, să începem să filmăm. Din piața dei Cavaleri intrăm pe o nouă străduță pietonală care ne va duce direct către turnuleț. Ce ai găsit? Un pic de apă acolo, vezi că uite, bagă de aici. Ce facem noi cu răzvan și apa? Hai să mergem. Cum ai spus că se numește, Vlad, pietonala aceasta? Via Santa Maria. Via Santa Maria. Răzvan, hai pe Via Santa Maria. Hai cum mai avem 5 minute. Hai după mami. Bine ați venit la celebrul turn înclinat din Pisa, unul dintre poate cele mai faimoase monumente din lume. Suntem în Piața dei Miracoli și avem cele trei monumente arhitecturale, baptisterium acolo în capăt, catedrala și turnul care deservește ca și turn clopotniță pentru catedrală. Acest turn înclinat din Pisa care apare în foarte multe reclame și îl știe toată lumea. Turnul a fost inițial planificat ca o campanilă pentru domul din Pisa, pentru catedrală. După 12 ani de la punerea pietrei de temelie în 1173, când deja erau la al treilea etaj cu construcția, turnul a început să se încline din cauza proastei calități a solului. Deci asta este motivul pentru care acest turn este de fapt înclinat. Nu a fost gândit încă de la început așa. Timp de 100 de ani după construcția a fost stopată, iar următoarele 4 etaje, când a reînceput construcția lui, s-au construit oblic pentru a compensa cumva partea înclinată.
După aceea construcția a fost din nou întreruptă până în 1372. Și atunci, în 1372, turnul acesta a fost finalizat. Pentru că s-a dovedit a fi un adevărat magnet turistic. Uitați și voi ce e aici în jurul turnului și în toată piața aceasta de jur împrejur. A fost reconsolidat și în 2001 s-a decis că prezintă siguranță pentru următorii 300 de ani și a fost redeschis publicului. Turnul se poate vizita și în interior. O să merg să mă interesez un pic cât costă un bilet de intrare. Și poate reușim să urcăm și noi dacă nu e coada foarte, foarte mare. Deci toată lumea vrea să-și facă poze cu turnul în timp ce încearcă să-l sprijine așa de la distanță. Acolo în față este un gard pe care toți stau cocoțați, e inclusiv o coadă pentru poze. Toți încearcă să facă celebra poză în care țin turnul cu mâinile ca să nu cadă. Deci la cât de mult se chinuie unii oameni și stau așa cu mâinile ridicate. Eu cred că jumătate din turiștii de la Pisa pleacă cu febră musculară de aici. Toată lumea vrea să sprijine turnul ăsta. Mama lui de turn, cine m-a făcut împreunat? Acum suntem chiar între Catedrala din Pisa și Baptisterium, chiar vis-a-vis de catedrală, și aici e o zonă mare de gazon pe care poți intra, poți să stai să te relaxezi și bucuria lui răzi, pentru că acolo, lângă turn, nu ai voie să intri pe gazon, e interzis. Și atunci am venit aici și el umblă în legea lui, n-are nicio treabă. Pentru a vizita catedrala se poate face în mod gratuit, adică nu trebuie bilet ca să intri în catedrală, dar pentru celelalte obiective turistice ai nevoie de tichet, se plătește intrare, inclusiv la Baptisterium. Acolo avem Composanto sau cimitirul vechi, cum mi se mai spune. Partea cealaltă mai există un muzeu, plus încă alte două muzee lângă turn. Și există un tichet unic pentru toate acestea, care e 27 de euro și include și turnul, practic să intri în turn și să urci până sus. Sau se poate vizita fiecare separat, dar e undeva la 7 euro. Deci dacă este timp și vreți să vizitați tot, biletul ăsta unic, cred că e mult, mult mai avantajos, ca intrare și în Composanto, și în Baptisterium, și peste tot. Acum cu Răzvan e destul de greu să intrăm în interior. Am încercat aici la catedrală și nu are răbdare, și atunci am zis că ok, hai că stăm aici pe iarbă. Am intrat fiecare pe rând în catedrală. Arată impresionant la interior, chiar acum e și o slujbă. Dar toată atmosfera și cum arată tot locul acesta mi se pare incredibil, e foarte, foarte curat, aglomerat, dar ca și frumusețe, arhitectură și mai departe, arată foarte bine. Iar acolo în capăt mai este un zid pe care la fel se poate urca după Baptisterium, se urcă pe zid și oamenii au văzut că se plimbă efectiv, probabil ai o priveliște, noi n-am mai ajuns până acolo. Noi acum o să ne îndreptăm către cazare, pentru că astăzi am hotărât ca Răzi să-și facă somnul de prânz acasă, pentru că în ultimele zile doar prin cărucior, doar pe străduțe, și am zis că astăzi hai să doarmă și la casă mai liniștit, mai în liniște, și o să mai explorăm apoi după amiază. Așa că ieșim din toată piața asta, ne declarăm mulțumiți de ce am văzut aici, asta e că i-am pierdut pe ai mei. A, gata, sunt față. Luăm un taxi, mergem la cazare și ne vedem după. Andreea alergând cu Răzi într-o nouă piață pe aici, prin Pisa. Gata, pauza noastră s-a încheiat. Am fost la cazare, Răzi a dormit aproximativ o oră jumate, s-a odihnit și el bine. Și am ieșit din nou ușor așa la explorat. Și acum vrem să mergem să mâncăm într-un loc care nu e neapărat restaurant, dar e locul 1 pe TripAdvisor. Locul se numește, stați că vă zic acum, stai dacă nu vine vântul, I Porci Comodi, da? I Porci Comodi, un loc cu mâncare și toată lumea zice că e cel mai bun de aici din Pisa, așa că mergem acolo. Am și ajuns, așa arată locul la exterior, deci practic e pe un colț așa de clădire și au undeva la 61 de tipuri de panini sandwich-uri, plus unele mai speciale, deci probabil undeva la 70 de sortimente de panini sandwich-uri. Și acum trebuie să ne hotărâm, vă dați seama că din 61 trebuie să alegem două, eu unul, Andreea unul. Au venit sandwich-urile. Deci eu mi-am luat ceva cu porcheta, brânză și roșii uscate, arată super, super bine. Și Vlad și-a specialitatea casei, n-am curat să o scot de acolo. Mi sper că ar super dubios, e carne crudă și nu știu, ceva brânză și ceva chestie ciudată. O să vă fac el o prezentare mai amplă. El mănâncă, dar nu știe ce mănâncă. Îi urez multă baftă. No, și face curândul la masă, pentru că Răzi a dat aici un mic porculeț și vrea să seamă mai pe iarbă.
Și atunci, nu, mami mănâncă și apoi mănâncă tati. Deci panini Andrei a fost foarte mare, o mâncat din el, dar a mai rămas o grămadă. Și eu mi-am luat specialitatea casei, ceva carne de salsicea crudă cu brânză și ceva sos de trufe. Și bineînțeles acolo niște brânză, dar a brânză asta mă refer. Pentru că sosul ăsta de trufe are un gust total diferit, ori nu sunt obișnuit eu cu gustul ăsta și nu prea îmi place. Deci nu știu cum să-l abordez. Și chestia asta neagră e peste tot. Am zis, hai să încerc specialitatea acasă, e ceva ce e cel mai consumat aici, dar nu pot mânca de sosul ăsta de trufe, deci cam luat țeapă. Să văd, poate pot să dau un pic la o parte sau ceva, poate mănânc un pic din el, dacă nu o să guzi acolo de la Andreea, că e foarte mare și au zis că nu prea mai poate. Ha, și total pe astea două sandwich-uri, o cola și o bere, au fost 21 de euro și 50 de cenți. Iporci Comodi, 5200 de review-uri pe TripAdvisor, și că cel mai bun din Pisa, de la noi are așa și așa. Preparatul pe care eu l-am ales, la întrebarea mea care e cel mai bun, care e cel mai recomandat, n-am putut mânca nimic din el, din păcate, cred că e prima dată când pățesc asta, efectiv să arunc toată porția de mâncare sau tot preparat. Asta este. Mai pățești. Sper că celelalte 60 să fie mai bune sau pe gustul altor oameni. Ăla al Andrei oricum a fost mai bun. Dar Andreea când l-a văzut nu i-a dat nicio șansă. Am din prima când îl mănâncă. Din prima ai zis, da? Ai presimțit. Îți dau camera acum. Deci da, asta este. Uite, mai pățești de asta în călătorii. Vrei să încerci lucruri noi, diferite, dar nu poți mânca. Dorința mea a fost îndeplinită în sfârșit. Am stat cam 20-25 de minute la coadă pentru înghețata asta. Exact așa eram și eu în capătul cozii acolo când m-am așezat. Am înțeles că e foarte bine cotată această gelaterie. Nu știam când m-am pus la coadă, dar am văzut că e multă lume și în timp ce stăteam la coadă am făcut un pic de research. Într-adevăr, are notă foarte bună și pe Google și pe TripAdvisor și înghețata ei e delicioasă. Mi-am luat alune cu coajă de lămâie și ciocolată cu alune de pădure. No. Trebuie să mănânc când stopește și îmi pare rău de ea. Am dat 4 euro pe ea, deci nici măcar n-am dat mult. Ne-am oprit la un restaurant acolo, chiar pe tetona la principală, foarte aproape de turnul din Pisa, și ne-am comandat una alta, inclusiv o supă cremă de legume pentru Răzvan. Cum aleg valizi de vesele restaurantă? După mâncarea lui Răzvan, au aici supă cremă și am zis că hai să rămânem și noi. Și stăm înăuntru, deși afară e foarte plăcut și am fi putut sta la terasă. Dar s-a mai răcorit față dimineață. Da. Dar Răzvan când vede foarte mulți oameni în jurul lui și chestiile alea cu foc afară, nu mai poate mânca. Îl pune peisajul grav și gata, s-a terminat. Da. Și acum vrea să iei afară, da, probabil da. Când o să mănânce trebuie să-mi tăpi scaunul. Unul din noi stai acolo. Bine, babi, deci cam ăsta e update-ul de la noi de aici din Pisa. Suntem la restaurant spre seară, așa. Gata și vizita noastră la acest restaurant fără nume, că nu știu cum să chema, nu avea nimic afară. Dar aici, exact pe pietonala asta din centru, am plătit pe tot 32 de euro și 50 de cenți. Da. Sunt de mult, așa, n-am avut mare lucru. De mult, mai ales că am mâncat. Da, și nici gnocchia Andrei zicea că nu au fost foarte bune. Răzvan, nici eu nu prea au vrut să mănânce supă. Știi, nu ți-a plăcut supa, măi? Nu a fost pe gustul tău? Deci cam astăzi am dat-o în bar, așa, cu mâncarea, dacă mă întrebi pe mine. Aici am pisat, da. Am început, au fost ce trebuie. Am început bine, nu știu ce, nu știu cum, și după aia am dat-o în bară. Da, na, asta este, se mai întâmplă când călătorești, nu sunt toate roz. Cam asta a fost experiența noastră aici în Pisa. Noi mai stăm aici două nopți, dar mâine o să facem o escapadă, facem o mini-excursie în excursie. N-abia aștept. Mini-excursie în vacanță, e într-un loc în care Andreea vrea neapărat să ajungă și plecăm de dimineață, dar o să vedeți în următorul vlog. Deci în următorul vlog vedeți escapada de o zi de mâine. Exact. Așadar, țineți aproape. Așteptăm comentariile voastre aici jos, de desubt. Spuneți-ne cum vi s-a părut vouă acest video. Cum am dat-o noi de gard, eu cu sandwich-ul și Andreea cu pastele ei. Și ce mai vreți voi. Și bineînțeles un like. Pe noi ne ajută foarte mult. Stai să nu fim călcați. Așa. Opa! Dar trebuie să avem grijă să nu fim călcați. Deci, hai că închidem aici, că noi acum... Bă, dar asta cădă cu spatele. A, chiar vrea să dea mult. Hai, stai să trecem. Deci, doamne, am crezut că iese cu spatele și pleacă treaba ei, dar nu.
Așa, bun. Noi mergem acum către râul Arno, de acolo o să luăm un taxi, mergem către casă și ne băgăm la somn, că se lasă seara și răcoare. Deci ne vedem în următorul vlog. Preferat al zilei. Somnul. Somnul. Ne vedem în următorul vlog și până data viitoare, aveți grijă de voi de aici din Pisa și fiți întotdeauna cei mai veseli. Hai, pa, pa. Pa, pa. Cum faci tu, pa, pa? Sau bye, bye? Nu vreau. Pa, pa. Așa, asta e, Victorie, pa, pa.